Asta e cămașă cu sute, pipânze țesute, cu matase. Deci ăsta e încingătoarea, noi îi spunem cure. Are și buzunar, aici e depus, telefonul, e pus banii, dacă are. Asta mai încoace cu joc. De piele de oaie. Modelul ăsta național se coase pe piele cu acu. Cu asta, cu margele, cu ață de asta, cum se face. Tot de piele de mieluț. De miel mai tânăr, nu de oaie mai bătrână. Firul foarte subțirel, care astăzi tineretul nu-l vede nici cu lupa. Noi coseam la lampă. Nu aveam lumină electrică, nu aveam becuri. Asta e o, zis, o naframă. Tot de 100 de ani în urmă. Tot pe pânză țesută, cusută și se punea pe perete. Acum nu mai vor. Nu mai știu să lucreze, că nu mai sunt. Bătrânele au murit și cele tineri nu știu să lucreze. Dar le place să se îmbrăci național, dacă vă îmbrăc național, să vedeți să nu le mai dați jos, e și cald. Cât timp durează? Cât? O iarnă. O iarnă? O iarnă. Păi după sărbători, dacă era zăpadă, terminam lucrul pe afară, făceam o cămașă pentru soțul pe la Paște, o cămașă pentru mine, dacă mai ai copii, mai făceai și la copii. Urmărește Povești din Ciocănești în fiecare joi pe dupanoi.ro.